Mai multe zone de promenadă sunt deschise în centrul capitalei în zilele de weekend. Primăria municipiului București a luat această decizie împreună cu Brigada Rutieră după instituirea stării de alertă. Bucureștenii au ieșit astăzi la plimbare, dar părerile sunt împărțite în privința inițiativei municipalității. Pentru unii este o idee foarte bună. Fain! Oricum, mă bucur oricum de mersul așa în libertate și că nu suntem condiționați de a avea tot timpul declarația cu noi. Eu sunt încântată. Dacă se așteaptă la rezultat, se pare corect ca oamenii să aibă și locușorul lor, mai ales că străzile sunt invadate de mașini și nu se mai simt decât tot mașini sau mai puțin decât o mașină. Atâta este. Eu salut această idee. Sunt și bucureșteni care consideră că erau suficiente locuri pentru plimbare și că aceste tronsoane nu trebuiau să fie închise pentru mașini. Nu știu dacă sunt necesare. Erau destule locuri pe unde ne puteam plimba. Credeți că încurcă traficul sau că se face aglomerație mai mare? În centru de obicei nu prea era trafic în zilele de sărbătoare. Era mai puțin, dar oricum exista. Nu știu ce să vă spun, nu am mașină și nu-mi dau seama cât de mult încurcă. Pietoni au fost create. E adevărat, dar pietoni au pe unde, că nu se plimbă pe bulevardele mari. Dacă se plimbă, merg pe trotuar și merg în parcuri. Oricum aveau și în weekenduri. Sunt suficiente locuri aici. Nu știu ce clădiri vor să vadă ei pe aici. Mizeria asta de aici din spatele meu, care se dă un muzeu, casă istorică. Și e întreținută așa cum e întreținută. Și mai departe, ce să vadă? Aici, în zona asta. Poate în zona Lipscanului ar fi ceva de văzut. Credeți că și traficul va fi mai aglomerat? Nu, în weekend nu. Municipalitatea speră că prin înființarea celor 7 zone pietonale va fi încurajată mișcarea în aer liber, mai ales după atâtea zile în care oamenii au fost nevoiți să stea în case. Zonele de promenadă se află în apropiere de Bulevardul Dacia, Calea Victoriei, Bulevardul Eroilor, strada Edgar Chine, strada Cea Rosetti și Bulevardul Unirii și sunt deschise în zilele de sâmbătă și duminică în intervalul orar 8:22.